s-a dat startul controlelor la toate unitățile comerciale din Timișoara. Edilul orașului Nicolae Robu a dat o dispoziție în regim de urgență pentru a se verifica fiecare unitate comercială vizată fiind autorizația de funcționare. Conform spuselor primarului s-a ajuns la această dispoziție, deoarece în Timișoara devenise o normalitate ca patronii firmelor să nu aibă autorizații de funcționare. Pentru a intra în legalitate, primarul cere tuturor administratorilor de unități comerciale să-și depună actele pentru autorizație. Acest demers nu-i va scuti însă de o prima amendă și vor fi amendați repetat până când vor înțelege să intre în legalitate. În urma verificărilor de până acum, majoritatea firmelor nu au autorizație de funcționare. Informațiile preliminare pe care le am sunt că în Timișoara este o tradiție ca majoritatea covârșitoare a unităților comerciale să funcționeze fără autorizație de funcționare. Este inadmisibil așa ceva. Asta înseamnă că majoritatea unităților comerciale din Timișoara sunt în afara legii. Ce înseamnă majoritatea covârșitoare? Majoritatea covârșitoare. Nu am încă datele, pentru că acum am dispus o campanie de control, de verificare la absolut toate unitățile comerciale și vom vedea care dintre ele sunt cu actele în regulă și care nu. Dar, după semnalele pe care le-am primit. Va fi un rezultat uh, uluitor. Primarul Nicolae Robu va sesiza și Oficiul pentru Protecția Consumatorului, pentru a fi partener cu primăria în această acțiune. Edilul consideră că nu este în regulă ca cineva să ofere servicii cetățenilor fără autorizație de funcționare. Poliția locală va efectua controle zi de zi până vor fi verificate toate unitățile comerciale din Timișoara. Nu mi se pare potrivit ca în Piața Victoriei, alături de Rectoratul Politehnicii, de opera română, Teatrul Național, Muzee și Catedrală, să fie un cazino și covrigări. Este adevărat că Timișoara se mândrește ca oraș al diversității, însă genul acesta de diversitate nu este cel mai fericit, a mai spus Nicolae Robu.